astăzi la această conferință de presă. Alături de mine se află domnul primar al comunei Nicolae Titulescu, președintele ACOR filiala Olt, domnul Florin Tiutiu, căruia îi mulțumesc încă o dată pentru decizia luată de domnia sa. În dreapta domniei sale, cunoașteți cu siguranță, este primarul ales al Slatinei, domnul Mario De Mezzo, și în stânga mea, prim vicepreședintele PNL Olt, domnul primar al comunei Studina, domnul Marian Vasile. Suntem astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta câteva lucruri, pentru a oficializa, de fapt, ceea ce a apărut în spațiu public și s-a discutat destul de mult în ultimele zile în spațiu public, și anume faptul că domnul primar Florin Tiutiu va candida pe listele parlamentare în județul Olt din partea Partidului Național Liberal la Camera Deputaților. Domnia sa susține proiectul liberal în județul Olt, un proiect care are sau care dorește să aibă ca finalitate câștigarea alegerilor locale în anul 2028. Suntem astăzi aici pentru a vă informa că aseară, într-un format oficial al Biroului Politic Județean al Partidului Național Liberal filiala Olt, colegii mei au votat în unanimitate candidatura domnului Florin Tiutiu pentru funcția de parlamentar pentru Camera Deputaților în județul Olt din partea Partidului Național Liberal. Urmează, din punct de vedere procedural, ca domnul Florin Tiutiu și ca, de fapt, lista Partidului Național Liberal să fie validată în structurile și forurile superioare de conducere ale Partidului Național Liberal filiala Olt, respectiv Comitetul Director Județean și Comitetul de Coordonare Județean. Care acești pași procedurali vor avea loc în perioada imediat următoare, iar pasul final, lista va fi validată de către Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal, cred eu, în decurs de 2-3 săptămâni. Ăsta este și motivul pentru care am luat această decizie, pentru că pașii procedurali trebuie respectați. Partidul Național Liberal își propune ca până la sfârșitul lunii septembrie să aibă deja toate listele parlamentare validate, deoarece urmează precampania, o perioadă extrem de scurtă în care Partidul Național Liberal trebuie să își facă cunoscute figurile ce candidează din partea lui. Domnul Florin Tiutiu nu a semnat o adeziune la Partidul Național Liberal, ca să știți acest lucru. Apropo, dacă există vreo întrebare vis-a-vis de mandatul domniei sale sau așa ceva, există candidaturi independente pe liste de partid, s-au întâmplat multe lucruri de această natură, așa că dacă există vreo nelămurire în această direcție, să știți că am vrut să o lămuresc eu din capul locului. O să-i dau cuvântul domnului Florin Tiutiu, căruia încă o dată îi mulțumesc pentru decizia luată, va face parte dintr-un proiect important, un proiect pe care dumneavoastră sunt convins că îl veți aprecia și sunt convins că ne veți acorda toată încrederea noastră, pentru că după 35 de ani județul ăsta merită să fie condus de oameni competenți, de oameni care aparțin sau cred în anumite și cred în valorile adevărate. Și ca atare, suntem convinși că decizia domnului Florin Tiutiu este începutul, repet, este începutul unui parteneriat cu mulți oameni de bine și aleși locali din județul Olt. Vă rog, domnule primar. Bună ziua, domnule președinte, domnule primar, domnule prim-vicepreședinte, domnule primar al comunei Studina. Sunt onorat să mă aflu astăzi aici în fața dumneavoastră și să terminăm o dată pentru totdeauna cu acel mit, precum că eu, primarul comunei Nicolae Titulescu, candidat din partea PSD la primăria comunei Nicolae Titulescu și câștigător la al șaselea mandat, m-am autopropus să fiu candidatul PNL
la Camera Deputaților. Lucru total neadevărat. Toată această deschidere și propunere a venit din partea conducerii PNL la nivelul județului Olt. Eu le mulțumesc pe această cale că au fost perseverenți, că au insistat și cu această ocazie spun că nu o să-i dezamăgesc, deoarece eu ca om, ca structură, știți și dumneavoastră, până să fiu primar, am venit din mediul privat, sunt un reprezentant de seamă al agricultorilor din România, am activat de-a lungul timpului în mai multe asociații ONG-uri la nivel național, am fost vicepreședinte al Asociației Fermierilor AFR la nivel național, președinte al Clubului Fermierilor chiar acum un an de zile, 6 luni, cum știți, prin rotație și toate acestea ce înseamnă și ce fac. Mie mi-a plăcut tot timpul să am o expunere publică nu numai la nivelul localității mele, la nivelul județului Olt, cât și la nivelul României. De ce? Am ajuns la concluzia că toți acești ani, atât în modul privat cât și în public, cumva mă îndreptățesc și am acumulat experiență atât în administrația publică locală, cât și în ceea ce privește privatul, deoarece familia mea are și deținem mai multe societăți cu activitate preponderent agricolă, am creat locuri de muncă, am arătat că am luat, eu știu, pământ cu ciulini și am produs cereale, grâu, porumb, floarea soarelui și în acești ani, 41 de ani de activitate, atât în modul privat cât și în public, eu mă mândresc cu trecutul meu, nu am un trecut care să-mi fie rușine și vreau să fiu ancorat în realitate, în prezent și de ce nu să văd spre viitor. Mai mult de atât, acest proiect la care am achesat, la care dumnealor în linii mari mi l-au prezentat, am considerat că este un proiect care va schimba cumva în bine județul Olt și de ce nu, dacă vom și fi câștigători pe listele de parlamentari, să avem un cuvânt de spus și la nivel național. Nu vă ascund faptul că această provocare s-a conexat cumva și cu o dorință a mea și nu numai o dorință, o răbufnire, o revoltă la ceea ce se întâmpla sau se întâmplă în PSD astăzi, deoarece conducerea PSD la nivel de județ nu dă, să zic așa, limitează cumva aspirațiile unui politician. Ei nu vor decât atât ca noi să avem, să ne desfășurăm activitatea decât în acele limite ale OAT-ului, nu să vedem mai departe de granițele localității. Am considerat că nu apreciază meritocrația și tot ce face un om de zi cu zi. Ei atât au avut nevoie și au nevoie de noi, de colegii primari, de consilieri, viceprimari, să aducem voturi. Eu cred că lucrul acesta nu este un lucru benefic democrației, nu este un lucru benefic județului Olt. Mai mult de atât, în acești 12 ani de zile, eu nu am făcut altceva decât să fac administrație la nivelul localității Nicolae Titulescu, fără a mă implica în politica la nivelul județului Olt. Sincer, era foarte confortabil,
știți cum e, decât că mă ocupam de problemele de administrație, dar am ajuns la concluzia că am și o obligație morală ca această opoziție, care fără falsă modestie și să nu se supere domnul președinte și ceilalți președinți de partide din județul Olt, opoziția a fost de multe ori foarte slăbuță, dacă nu inexistentă. Și eu mi-aduc aminte că până în 2012, când eram implicat total în această politică la nivelul județului Olt, opoziția ajunsese să se bată de la egal la egal cu partidul de guvernământ PSD. Și cumva, deci am o obligație morală să vitalizăm, să dăm viață acestui proiect. Așa cum v-a spus și domnul președinte, eu am purtat această discuție la nivelul conducerii județului Olt, inclusiv la nivel național, și se știe de la început că eu sunt primar ales pe listele PSD și păcat să nu-mi duc la bun sfârșit acest mandat. Asta e lucru pentru care nu am semnat o adeziune. Dar pentru mine nu contractul, deci o strângere de mână reprezintă totul. Nu va fi nevoie să îmi dau demisia sau am achesat la acest proiect, voi fi întru totul alături de PNL la nivelul județului Olt și la nivel național și vreau să aveți încredere că sunt omul care are în spate o experiență, are în spate un electorat, mai mult de atât, chiar dacă în această luptă ați văzut și dumneavoastră, nu am putut să plec singur, a trebuit să fac o adunare populară prin care am cerut consimțământul locuitorilor și votanților din comuna mea, deoarece ei m-au ales și eram ales pe listele PSD și ăsta a fost motivul. Eu nu am cerut nimic de la PNL, ca să se știe și acest lucru, niciodată nu am pus vreo condiție, și locul și tot ce se spune aici, totul a fost la propunerea și oferta PNL, atât la nivel județean cât și la nivel național. Deci, acele acuze sunt nefondate. Dacă cineva are vreo dovadă, să vină cu ea și să o aducă în fața dumneavoastră. Eu cer un lucru, nu știu dacă e prea mult, dar așa cum opoziția a fost discreditată și nu a existat până în acest moment, aș vrea ca și dumneavoastră presa să fiți cât mai imparțiali. Adică eu dacă greșesc și dacă am greșit ceva, nu mă deranjează, totul să fie spus, dar vreau ca balanța nu să se încline numai într-o parte. Și acum vă veți arăta și dumneavoastră, că sunt convins că și dumneavoastră nu ați avut subiecte de presă până în acest moment, deoarece, cum să vă spun, e greu decât să-l auzi. Mai trebuie să mai și critici mai mari județului, din politică, din Consiliul Județean. Și să aveți încredere că eu voi fi unul dintre cei care vă va spune tot timpul realitatea și tot ceea ce se întâmplă în politică la nivelul județului Olt, cât și dacă voi ajunge la nivel național și acolo o să fiu o voce. Și nu cred că poate cineva să apere mai mult interesele unor oateuri, unor comunități și inclusiv interesele primarilor.
Așa cum știți, sunt președintele ACOR. De multe ori am ridicat și am supus atenției Parlamentului, conducerii la nivel de județ. Și tot timpul ni s-a spus, știți, acum nu este momentul, acum nu se poate. Și tot timpul colegii mei primari spuneau, domnul președinte, dar totuși vedeți că tot timpul s-a vorbea de acele indemnizații, care niciodată n-au existat. Deci niciun primar nu a văzut vreodată o indemnizație, cum au zis ei că sunt pensii speciale, decât s-au folosit de noi în campanie. Au scos tot timpul așa și noi am fost huliți, cu toate că noi am fost cei care am fost în prima linie și pe baricade. Dar așa fac oamenii politici și aici mă refer inclusiv la domnul președinte Oprescu, care a avut un atac fulminant, numai pentru faptul că am îndrăznit să candidez pe listele unui partid, l-a deranjat enorm. Aș vrea să-i spun așa, Florin Tiutiu a făcut pași corecți în politică și în administrație și în privat. A fost jumătate din această viață, ca de când sunt în activitate, în privat, jumătate în public. Și am pornit de la consilier local, primar de comună, 5 mandate, președintele ACOR și niciodată nu a beneficiat de un leu sau societățile familiei unde sunt acționari și pe care eu le-am făcut, nu a beneficiat de un leu din banul public. Deci lucrul acesta să îi dea de gândit că dumnealui cred că nu a ars toate etapele și s-a pomenit de la o vârstă prea fragedă și de asta face aceste acuzații la momentul ăsta, că încă nu este copt în ale politicii. Și poate s-ar putea întâmpla de acum încolo să nu apucă să coacă. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc, domnule primar. Primar, vă reamintesc că opoziția, într-adevăr, a fost sublimă, dar a lipsit cu desăvârșire din județul ăsta, dar eu sunt președintele acestui partid de câteva luni de zile. Și în cele câteva luni de zile, eu vă aduc aminte că la prima mea conferință de presă alături de colegii mei, doi dintre dânsii aici de față, eu v-am spus că vom câștiga Slatina și că pe termen mediu și lung vom schimba culoarea acestui județ. Și ceea ce se întâmplă astăzi face parte din proiectul acesta și vă garantez încă o dată că în 2028 Consiliul Județean va fi condus de către un membru al Partidului Național Liberal. În continuare o să-i dau cuvântul domnului primar ales al Slatinei. Vă rog, domnule Maria Demețu. Vă mulțumesc. Mă bucur și îl felicit pe domnul primar Tiutiu că a luat decizia de a se alătura echipei Partidului Național Liberal. Sunt convins că în această formulă vom reuși să creștem scorul politic al Partidului Național Liberal și Partidul Național Liberal să devină în acest moment o voce a opoziției, iar din 2028 la nivel de județ o voce a puterii. Altfel despre Slatina, foarte scurt, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, Primăria Slatina a făcut o comisie formată din angajați de la urmărire lucrări publice și urmărire și patrimoniu care să verifice fiecare școală și grădiniță pentru a se asigura că vor începe anul școlar copiii în condiții bune, verifică baza materială a fiecărei instituții de educație din acest oraș. Este prima dată în 20 de ani, repet, când această comisie se face și mă bucur că reluăm accentul pe educație, pentru că o administrație responsabilă pune preț pe o educație bună pentru copiii comunității în care lucrează. De asemenea, în această etapă descoperim jafurile pe care foștii angajați ai primăriei Slatina și reprezentanți ai oamenilor le fac. Poate ați văzut ieri că un bec pe care primăria l-a cumpărat, schimbat în
primăria municipiului Slatina a fost facturat cu 16.600 de lei. Sigur, e o coincidență că banii i-a încasat domnul Pușcă, fostul șofer al primarului Emil Moț, fostului primar Emil Moț. Același domn Pușcă are contracte cu peste 40 de unități de educație din Slatina. Am somat și nume propriu, somez public și prin intermediul dumneavoastră, ca aceste contracte păguboase pentru instituțiile publice din Slatina să fie stopate. Și le promit directorilor de unități de educație că în auditul pe care îl vom face, vom include și utilitatea și felul în care au fost implementate aceste contracte și altele pe care le vom descoperi. Vor urma descoperiri mult mai spectaculoase, unele dintre ele inclusiv despre unii colegi de-ai dumneavoastră din presă, cărora eu le-am zis slugile din presă, și contractele, și sunt unele slugi din presă care se bat cu cărămida în piept că ele n-au primit niciodată bani de la primărie, o să fac publice contractele lor cu dezvoltare urbană, cu CSM, cu Loctrans, cu primăria, cu școlile și cu toate celelalte instituții care depind de primărie. Nu mă miră lipsa lor de moralitate a acestor slugi din presă, dar de aici încolo adevărul va ieși la iveală. Așa că am început deja cu ajutorul colegilor care ocupă funcțiile de viceprimar cu atribuțiile primar, interimar și viceprimar. Am început curățenia și va merge această curățenie până la capăt. Toate contractele păguboase vor fi terminate și se vor face contracte corecte, pe bani corecți, transparente, astfel încât toată lumea să vadă de ce se duc banii locuitorilor municipiului Slatina. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule primar! Vă felicit pentru faptul că scoateți la iveală toate aceste lucruri despre care noi am tot vorbit, pentru că cetățenii sunt... trebuie să știe ce s-a întâmplat în primăria Slatina, trebuie să știe cum au fost furați banii plătiți de către ei pe taxe și impozite și se așteaptă de la dumneavoastră chiar să scoateți tot putregaiul la suprafață. În ceea ce privește ce spunea domnul primar Corintiu mai devreme despre președintele Consiliului Județean, eu am avut o ieșire la un moment dat după ce domnia sa a făcut acea declarație în care spunea că domnul primar și-a încălcat principiile și valorile. Vă reamintesc că dânsul, acest domn, care efemer este președintele Consiliului Județean, un județ, unul dintre cele mai sărace din România și din cauza lui, făcea fotografii aproape zilnic, dacă nu cumva la două zile, cu oameni care plecau din PNL, iar acei oameni erau bine primiți în echipa puternică, nemai vorbindu-se despre principii, despre valori, dar nu putem vorbi despre principii și valori la PSD. Asta e cu certitudine. Așa că dacă îl dezbrăcați pe acest băiețaș de toate funcțiile lui administrative, rămâne același individ de pe bălțile de la Piatra Urâtă. Mulțumesc. În continuare o să-i dau cuvântul domnului primar de la Studina și vreau să și spun că aseară lista de la Senat a fost validată, iar lista de la Senat va fi deschisă de către actualmente domnul primar al Comunei Studina, Marian Vasile. Vă rog, domnule primar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur din nou să fiu aici, alături de dumneavoastră. Îmi place să fiu în fața dumneavoastră și să discutăm despre tot și despre toate. Și sper, așa cum spunea colegul meu, domnul primar de la Titulescu, Florin Chiutiu, ca de acum încolo spusele noastre să conteze pe harta politicii din județul Olt, iar mesagerii să fiți dumneavoastră. În primul rând vreau să-i mulțumesc din suflet prietenului și primarului de la Nicolae Titulescu, Florin Chiutiu, pentru faptul că a acceptat această propunere, pentru faptul că a acceptat să facă parte dintr-un proiect mai mult decât corect și consider benefic pentru județul Olt. Era nevoie de un om ca Florin Chiutiu, pentru că este un om, și aici nu o să-l laud, o să spun lucruri pe care le știți și dumneavoastră și le știu toți cei care îl cunosc,
un om corect, un om muncitor, un om demn, un om de cuvânt, un om de caracter, un om puternic care a demonstrat o grămadă de lucruri în viața lui și în activitatea de și în activitatea administrativă și în activitatea din privat, un om alături de oameni, drept exemplu, ca să stabilească dacă este corect pasul sau nu, ultima oară a avut o întâlnire cu cetățenii din Nicolae Titulescu și le-a cerut votul. Într-un mod extraordinar de frumos și elegant, s-a întors acolo între cetățeni și a luat 93%. Practic așa a acceptat propunerea noastră. A înțeles foarte bine proiectul pe care l-am început și acum, domnul primar, să nu vă supărați. Ați avut dreptate. Multă vreme opoziția în județul lor nu a existat, dar dumneavoastră ați făcut o afirmație care spune așa, până acum, nu, opoziția în județul Olt există de aproape un an de zile, de când au plecat, de fapt s-au legitimat cei care conduceau chipurile Partidului Național Liberal și s-au întors la mat, că s-au legitimat în Partidul Social Democrat, care a fost într-adevăr până în momentul în care am venit noi și am început acest proiect, a fost un PSD mai mic. Asta a fost Partidul Național Liberal. După cum vedeți cu toții, lucrurile în ultima vreme au început să se modifice într-un ritm frumos și într-un mod corect. Ne cântau prohodul cei din Partidul Social Democrat când tot făceau acele transferuri de jucători, că tot îmi place mie să fac comparații între politică și fotbal, și într-adevăr, așa cum spunea și domnul președinte Știrbu, atunci se împăunau pur și simplu cu acele transferuri așteptate de altfel, pentru că știam cum va proceda sau cum a procedat președintele de pe atunci, Liviu Boiculescu, finalizând procedura cu trecerea antrenorului. Asta s-a întâmplat în trecut. Și ne cântau prohodul, am plecat în campanie de la 7 primari, suntem acum 15 primari și să nu uităm că avem capitala de județ. Iar ăsta este un lucru extraordinar. Mai devreme, domnul președinte Știrbu a spus că s-a validat și lista la Senat. În primul rând, le mulțumesc tuturor colegilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu o să vorbesc foarte mult despre mine, pentru că nu sunt obișnuit să fac asta. O să vă spun doar atât. Că înțeleg rostul politicii, că înțeleg responsabilitatea și asumarea acestei calități de candidat și ulterior de parlamentar al județului Olt în Parlamentul României, că știu care sunt așteptările oamenilor de la talpă, la fel, lucrând de o viață printre oameni și pentru oameni și în administrație și în privat, că am ajuns la vârsta și la experiența de viață, consider eu, corectă, de așa natură încât să pot face lucruri corecte pentru cetățenii din județul Olt și nu numai, că după ani și ani de activitate în administrație, în politică și în privat, consider că bagajul de experiență este, încă o dată folosesc cuvântul, corect și firesc. Și în această echipă, scopul nostru nu este pentru a ne duce în Parlamentul României și să ne fudulim, cum ne place nouă românilor să spunem, cu funcțiile pe care le vom avea după votul pe care ni-l va da poporul. Scopul nostru este ca ulterior să dezvoltăm, să venim cu propuneri și inițiative legislative, că acesta este rolul unui parlamentar, nu să vină cu proiecte, așa cum se lăudau în toate campaniile candidații Partidului Social Democrat, cu apă, cu canal, cu drumuri. Astea sunt lucruri pe care trebuie să le facă Guvernul României, autoritatea executivă, nu autoritatea legislativă, iar ulterior să-i putem ajuta pe toți colegii noștri primari, pe toți cetățenii din județul Olt și nu numai colegi de-ai noștri, pentru că suntem aici niște candidați primari și care vom ține cont de toate proiectele administrative, bineînțeles pe o listă de priorități pe care și le doresc primarii din județul Olt, pentru că întotdeauna am avut și am un respect pentru toți primarii, indiferent de culoarea politică. Iar în 2028, culoarea politică din județul Olt să fie culoarea Partidului Național Liberal. Acum, vreun an de zile, când discutam
eram doar o mână de oameni care vorbeam despre proiectul prin care se va câștiga municipiul reședință de județ, credeți-mă că erau foarte mulți oameni care râdeau. Vă spun că am plecat la drum într-o echipă frumoasă, care se dezvoltă cu fiecare zi care vine, cu fiecare zi care trece, și că peste 4 ani de zile, și credeți-mă, știți, cei care mă cunosc, n-am vorbit niciodată cu gura cămășii, vom avea președinția Consiliului Județean, pentru că oamenii în județul acesta își exprimă deja părerile în mod direct, fără temeri, pentru că au înțeles clar că cei care conduc de la Revoluție și până acum județul Olt, culoarea roșie, nu au făcut altceva și nu fac decât să se comporte precum niște, să nu mai spunem vătași, cum spune prietenul Mario Demetrio, niște jupâni pe o moșie și deranjează dacă încearcă cineva să vină măcar să tragă o brazdă în această moșie. Nu, le aduc aminte că trebuie să existe competiție, că trebuie să existe democrație, că dacă lucrurile acestea nu se întâmplă, și s-a demonstrat asta până acum, apar derapaje care au existat și vor exista în continuare, pentru că se cred intangibili și se comportă într-un mod pe care să-mi fie cu iertare. Mie mi-este foarte greu și mi-a fost foarte greu să înțeleg. Dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea. Asta este părerea celor care conduc azi Partidul Social Democrat. Le știu și implicările, le știu și mesajele, și de șantaj, și de forțe, și de presiune, și de grup, și de toate. Credeți-mă, discut cu colegi de-ai mei primari din Partidul Social Democrat și o spun public. Sunt foarte nemulțumiți. Singurul scop pe care l-au cei care conduc județul Olt la ora aceasta este să le ceară voturi în campanie, le oferă promisiuni, stau pe la ușile lor și cam atât. Iar lucrurile acestea, credeți-mă, că se vor demonstra în timp. Închei prin a vă spune că nimic nu este ușor, dar nimic nu este imposibil. Și aveți încredere că și în județul Olt, care este extraordinar de bine dezvoltat cu ghilimele de rigoare, și cum arată, lucrurile la un moment dat se vor întâmpla frumos și vom intra și noi într-o plajă de normalitate. Vă mulțumesc din suflet și vă urez succes și dumneavoastră. Mulțumesc, domnule primar. Dacă nu mai sunt alte de poziție din partea colegilor mei, dați-mi voie să vă rog să ne adresați întrebări. Vă rog, domnul Săchie. Și Marian Vasile, mizați în obținerea victoriei dumneavoastră la Parlamentul României și pe voturile electoratului PSD, inclusiv pe ale primarilor social-democrați? Întrebare comună. Da, vă răspund prima dată eu. Da. Deci, mă aștept să primim masiv votul colegilor din PSD, deoarece noi aici ducem mai departe mesajul dumnealor. Și nu numai asta, faptul că ne cunosc, ne știu ca oameni. Partidele sunt formate din oameni. Azi unii mai buni, mâine alții mai răi sau invers, dar noi suntem cei care ne-am asumat această luptă și cred că nu poate fi cineva mai bine, să zic așa, îndriguit pentru a face acest lucru decât noi, cei care am condus comunități și care știm ce înseamnă problemele locuitorilor și, de ce nu, ale conducătorilor, ale primarilor din acest județ. În județul Olt și nu numai, mai ales în România, unde cărțile acestea cu principii, cu valori, din punctul meu de vedere, nu prea sunt pe piața românească, nu există electorat captiv în zona de stânga sau electorat captiv în zona de dreapta. Există oameni care au sau nu alternativă. Până acum, în județul acesta, din punctul meu de vedere, și îmi cer scuze dacă deranjez, oameni care au făcut politică, chiar și de la alte partide, alternativa a fost foarte redusă, ca să nu spun, în anumite momente, dusă dincolo de pragul minim.
Vreau să spun că acum a existat și cel mai bun exemplu, cel mai bun exemplu avem la Slatina. Toată lumea spunea că se va câștiga Slatina indubitabil din partea Partidului Social Democrat, că așa era fătarea. În momentul în care a apărut alternativă, ați văzut cu toții că lucrurile s-au schimbat și că a câștigat un om care a pus pe masă această alternativă, l-a pus-o oamenilor. Vorbeau oamenii, de asta am dat acest exemplu, că în Slatina 70-80% sunt pesediști. Eu o spuneam și o spun de foarte multă vreme, și în Slatina și în județul Olt, sunt oameni care atunci când văd că există un spirit corect, că există o echipă și că sunt oameni care își respectă principiile de viață și își respectă semenii și nu mint, nu înșală și nu au alte interese, indubitabil, credeți-mă, că se vor duce și vor vota acolo unde consideră că trebuie să facă acest lucru. Lucrurile acestea, din punctul meu de vedere, încoate, vă spun, se vor demonstra. Atât am avut de spus și vă mulțumesc. Vreau să completez foarte scurt. Și eu, lista Partidului Național Liberal este singura din județul Olt, din informațiile noastre, care are pe ea, care cuprinde nu un primar în funcție, ci doi primari. Pentru că cei care dezvoltă localitățile, administrațiile, OAT-urile în județul ăsta sunt primarii. Ați mers prin prisma meseriei dumneavoastră, misiunii pe care o aveți în toate localitățile județului. Ați văzut o localitate care parcă e în secolul trecut și lângă ea, la 2-3 km, o localitate care se dezvoltă, o localitate care a prins viață, o localitate în care vin investiții. De ce? Pentru că a avut noroc? Nu, pentru că e un edil care a știut să facă lucruri acolo. De aceea, Partidul Național Liberal este singurul județul Olt care a luat decizia să aibă nu unul, ci doi primari de mare excepție pe listele sale. Mulțumesc! Pentru domnul primar Ciuciu, aș avea o întrebare. Printre nemulțumiții din PSD, vorbesc de colegii noastre primari, mai există, din ce știți dumneavoastră, care au venit către dumneavoastră, își doresc să vină către proiectul să se... Da, cu siguranță, nu vă dați seama, sunt foarte mulți. Eu nu o să le dau numele, deoarece i-aș pune într-o postură, eu știu, greșită, și, dar lucrurile acestea le veți vedea pe parcurs. Dar nu e unul, nu e doi, zeci de primari nemulțumiți de modul și de comportamentul conducerii județene la nivel de PSD. Vă rog, doamna Mamaru. Domnule președinte, a spus că lista pentru Senat a fost validată. În afară de Marian Vasile, ce alte nume se mai află pe această listă? În mod normal, lista pentru Senat ar trebui să fie 5 persoane. 5 persoane. Da. Ne puteți spune? N-aș vrea să dau numele acum, pentru că v-am zis, suntem într-o... Am spus cele două nume, că stă aici de față. Suntem în procedura de validare și n-aș vrea să fac lista cunoscută înainte ca și colegii mei din structura principală de conducere a organizației județene să le valideze. Așa că sunt convins că în următoarele 10 zile, după ce avem această ședință, mă vom face cunoscută această listă. N-aș vrea să o fac, sunt convins că dumneavoastră poate pe surse ați aflat-o, dar n-aș vrea ca eu să o fac public, pentru că eu respect colegii și vreau să le las, posibilitatea să o voteze ei, după care noi să venim să vă facem cunoscut această listă. Și apreciez faptul că înțelegeți aceste lucruri. Mulțumesc! Deci dumneavoastră veți deschide lista la Camera Deputaților, eu voi deschide domnul lista. Marian Vasilela și domnul Tutu vă va seconda. Sigur. Mulțumesc! Acesta fiind, cum să vă spun, ținta minimă? Targetul minim, sigur că da. Și în cazul ăsta, dacă ne puteți spune, domnule președinte, care este scorul țintă pe care Partidul Național Liberal vrea să-l scoate la parlamentare la urmă? Ați spus mai devreme, dacă targetul minim este de 2 deputați și un senator... 66? Ce anume? 32 la... 30% îți oferă posibilitatea să ai 2 deputați și un senator. Chiar 27% îți oferă această posibilitate. Lucru pe care sunt convins că îl vom atinge, știind, ieri am avut o întâlnire, trebuie să vă și spun acest lucru, am avut o întâlnire cu toți primarii Partidului Național Liberal pentru a
oficializat și în acest for această decizie a colegului nostru, deja iată, domnul primar Tutu Florin, iar toți primarii noștri sunt focusați la maximum pe alegerile prezidențiale și alegerile parlamentare din acest an. După toate calculele, că știți că există o doză de matematică în alegeri, după toate calculele, Partidul Național Liberal va lua undeva, zicem noi, un 30% în aceste alegeri. Dacă am dat voie să merg mai departe pe cifra pe care tocmai ați prezentat-o, cred că mă poate asculta și în timp ce scrie pe telefon domnul Mario Dermețu, domnul Marul Slatinei, care este targetul pe care dumneavoastră, ca președintele organizației municipale a Slatina, vreți să-l scoateți la parlamentare pentru forțul mare al PNL-ului de la Old? Asta e prima, dacă îmi dați voie după mai bine și alta. Obiectivul nostru este să câștigăm în Slatina alegerile parlamentare. Să fim partidul pe locul 1. Scor. Vom fi partidul care câștigă alegerile parlamentare. Mulțumesc mult. Și a doua, profit de o ocazie să vin să vă întreb dacă sunt orientări conativa de față în cadrul organizației municipale pentru cele două funcții de viceprimari. Funcțiile de viceprimar vor fi negociate în funcție de alianța pe care o vom face în Consiliul Local cu AUR. Este exclusă alianța cu PSD-ul. Avem pe cineva pe care vom propune viceprimar. Cred că nu e o problemă să vă spun numele. Este vorba de domnul Valentin Mihalache. Mulțumesc mult. Veți face alianță în cadrul Consiliului Local și cu consilierul Gigi Vâlceleanu? Haideți să vedem dacă domnul Vâlceleanu va fi consilier local, că eu, pe interpretarea pe care o dau eu legii, nu cred că mai poate fi consilier pe local, pentru că a fost exclus din PSD. El nu mai este membru PSD. Iar din informațiile pe care le am eu, la validarea consilierilor locali, biroul electoral cere adeverință de la partid că este membru de partid în continuare, pe care dacă nu o primești, nu poți fi validat. Deci asta e o discuție. O să vedem. Hai să vedem dacă va fi consilier local. Domnule Tudiu, știm cu toți, este un secret al lui Polișinel, să zicem acesta, că ați stat ceva pe gânduri în a face pasul, a fi astăzi la data locului și unde suntem în clipa de față. Care a fost persoana cheie care la un moment dat, în cele două tarele care au stat undeva pe la mijloc, să face sau să nu face spasul, e cea care va decis în gestul proiectului pe care mergeți astăzi? Nu. Decizia mi-a aparținut în totalitate ca urmare atât a dorinței PNL de a veni alături de dumnealor, cât și discuțiilor avute și votului dat de către locuitorii comunei Nicolae Tiblescu. Din această cauză, eu nu am putut lua o decizie de azi pe mâine. Au durat chiar 35 de zile și nu vă spun că n-a fost o decizie ușoară. De ce? Eu tot timpul am ținut la imaginea mea și cum voi fi eu perceput de locuitorii comunei mele și de locuitorii județului Old. Ați văzut, de cât s-a anunțat și am spus da și au început acele atacuri mărșave, nedrepte și pentru asta eu a trebuit să pun în balanță și cerința și dorința PNL, cât și ce vor ceilalți votanți locuitori. Deci, în final, decizia mi-a aparținut. Deciziile înțelepte nu se iau pe picior, o zi pe altă. Iar la experiența domnului primar Tutu, cu siguranță lucrurile. Atunci, dacă îmi dați voie, fiindcă sunteți oarecum de la stânga la dreapta, deci foarte repede, domnul Meștirbu, mai sunteți în discuții primari din garda penelistă care lucrează în clipa de față în mandatul funcției sau din perspectiva viitoarei funcții care o vor lua în septembrie în zona PSD-ului să se întoarcă sufletește la macă?
pregătită de... Nu vă pot răspunde la această întrebare. Voi merge mai departe și să-l întrebi pe domnul Marian Vasile, dacă îmi dai voie micipropic că termin, așa. Dacă în cazul domnului Tutiu au fost cele 35 ori 24 de ore de cumpene, de nopți făcute albe și așa mai departe, în cazul de față, cât ați stat pe gânduri și care a fost factorul decisiv care vă împinge, iată, din postura de primar singur, liberal, într-o zonă roșie, largă, un spectru atât de larg, spre candidatura pentru un loc în Parlament? Alin Dorobanțu, tu știi foarte bine că am participat la foarte multe emisiuni în care am propovăduit. Am propovăduit. Nu mulțumesc de data asta. Marți? Da. Seara de la 20. Îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru invitație. Am propovăduit meritocrația, competența și profesionalismul. Sunt criteriile de bază, sunt criteriile fundamentale fără de care societatea nu se poate îndrebeni. Ca să poți să materializezi, să pui în practică aceste valori, trebuie să construiești într-o echipă alături de o echipă. De-a lungul timpului au fost, cred că la fiecare rând de alegeri, discuții că va trebui că, nu știu, să mă gândesc să merg în Parlamentul României. Azi s-a conturat o echipă frumoasă și la OLT în care cred și este un proiect în care cred și în același timp s-a conturat și la nivel central o echipă în care cred, pentru că indiferent de ceea ce am face noi în acest județ, dacă nu ai și un suport lărgit la nivel central și niște parteneri, niște oameni de cuvânt, nu poți să-l pui în practică ceea ce-ți dorești pentru oameni. Și atunci toate lucrurile acestea conexate m-au determinat ca de data aceasta, considerând și că, am spus-o puțin mai devreme, am un bagaj corect, zic eu, de experiență de viață și în administrație și în privat și mi-a plăcut și îmi place să fiu printre oameni, este momentul în care trebuie să fac pasul. Cam despre asta vă primeam. Mulțumim. Da, domnul. Pentru domnul Tito. Mi-a venit așa pe... ați spus că a venit problemele din partea PNL, că vă onorează. Întrebarea este, da, într-adevăr, unul cu doi sunt locuri eligibile pentru PNL la aceste alegeri parlamentare. Întrebarea este dacă PNL ar fi propus să mergeți pe listă pe locul 3, ați fi acceptat, având în vedere riscurile care le presupune cred, o astfel de candidatură? Cred că acceptam să nu fiu pe nicio listă. De ce spun asta? Pentru faptul că eu nu am cerut, încă o dată, repet, totul s-a oferit. Și această ofertă nu a fost cumva ca să mă înduplece. Această ofertă s-a făcut pentru faptul că, știți și dumneavoastră, locurile 1, 2, 3, trag mai departe lista și trag mai departe numărul de voturi la nivelul județului, la nivelul unei localități. Deci, într-un cuvânt, da, dacă mi-a fost așa de greu, o făceam și fără a fi trecut pe o listă, nu să am locul 3 sau 4. Mă rog. Aici, permite să-mi reșir. Trebuie într-o situație a ipocriziei, practic eu sunt mehedințean. VGTV Regional, Sebeș Grigore Mândulschi. N-am nicio întrebare pentru dumneavoastră. Ce ați făcut dumneavoastră acum, ar trebui și cele patru județe pe unde funcționăm noi să înceapă. În Vâlcea deja e de mult. Am ridicat lideri autentici acolo liberat. Mehedințul e praf și pulbere, tot la fel. Ar trebui să iau un exemplu de aici. Eu să mă duc acolo ca mesager să spun să facă și la fel. Felicitări pentru toate demascările, pentru tot adevărul care îl scot la iveală acești oameni. Noi murim din cauza adevărului, noi ca ziariști. Ce ziariști suntem noi? Eu am stat numai inginer. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta, ipocrizia asta? Salutări lui Mariu, îl felicit încă o dată și pe domnul Tiutiu că a venit aici, domnul lider de partid că a adunat, pe domnul Marian Vasile care mi-a spus de 3 luni, băi, noi voi câștiga Slatina, eu mă uitam la el, bă, să-i nebun la cap, bă, să-i nebun, noi după, la 3 luni câștigăm Slatina.
felicitări pentru predicțiile și previziunile dumneavoastră. Aveți viziune? Ne trebuie oameni cu viziune. Nu mincinoși și lătrei peste tot. Atât am vrut. Vă mulțumim tare. Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă mulțumim foarte mult și ne vedem cu siguranță la următoarea conferință de presă. O zi bună, vă mulțumesc. Mulțumim.